identificarea pacientului. Deci, întotdeauna e foarte important să plecăm de la aceasta, da? Deci, când începem o muncă cu pacientul, e important să uh, începem cu a identifica pacientul, din toate punctele de vedere, să știm și cum îl cheamă, deci el nu este o boală, el nu este hemoroizii doctorului Popescu, el nu este sânul doctorului Ionescu, nu, el este domnul mai știu eu cum îl cheamă, Marcus sau... Da? Deci, în primul rând, trebuie să știi și ce am observat că e foarte important, pacienții apreciază extrem, extrem de mult să le spui pe numele mic. Eu mi-am uh, perfectat metoda asta când ies afară din cabinet. De multe ori, dacă vine un pacient pe care nu l-am văzut de ani de zile, nu mai mi-aduc aminte cum îl cheamă, dar văd în programator numele, pentru că el când își face programarea își lasă numele. Ei bine, ies afară și bună ziua, domnul Ionel, ce mai faceți de când nu v-am văzut? Nu mi-amintesc nici să mă tai cu cuțitul cine Ionel sau când l-am mai văzut sau mă uit un pic în uh, fișa lui și văd cam cu ce probleme au fost ultima oară. Și fac apel la problemele anterioare. Și atunci lui îi dau confortul că mi-aduc aminte de el, dar n-am cum să mi-aduc aminte toți cei 2000 de pacienți care se perindă. Unii vin mai des, alții nu vin mai des, dar n-am cum efectiv nu am cum să îmi amintesc. Și atunci e foarte, foarte important să uh, știm exact uh, să ne adresăm pacientului pe numele mic pentru că îi dăm confortul că e acasă, că e familiar.